La radio cu Andreea Esca la Europei FM. Credeți că este un avantaj sau un dezavantaj că nu sunteți căsătorite și că nu aveți copil? Acum, ce să vă spun? Poate singurul lucru care rămâne în viață după noi sunt copiii. Uh, sigur I că. Chiar așa. Nu un știu, așa cred. Unii eu. au lăsat opere da. de artă, unii au. Adică. Da. Uh, nu știu, așa, așa simt eu. Nu pot să zic că nu-mi doresc copii, da, îmi doresc copii. Dacă se va întâmpla foarte bine, am două nepoate, fetele fratelui meu sunt extraordinare, una deja este studentă cea mare, cea mică este încă la liceu, deci o să vedem ce va fi. Și cred că asta, meseria de părinte, dacă pot să zic așa, cred că e cea mai grea din lume atunci o să văd cu adevărat dacă mă descurc sau, sau nu. Sunt provocările cele mai mari. Îmi doresc și eu acest lucru, dar... Poate pentru moment e mai bine că mă gândesc că așa puteți să vă concentrați mai mult la ceea ce nu, aveți de făcut. Uh, să știți, avem foarte mulți colegi uh, da? și în Dănea am apreciat foarte mulți colegi care au copii. Chiar aveam colegi care aveau trei copii și intrau în ședință wow. de judecată de dimineața până seara și tot timpul mă întrebam eu de ce mă plâng? Că, bine, eu vin la birou. Dacă mă duc acasă, alte probleme nu mai am, și uh -huh. toți s-au descurcat. Adică, nu cred că acest lucru m-ar încurca în ceea ce am de făcut să -am, am un copil. La radio cu Andreea Esca